Săptămâna trecută am dat startul lunii mid-range cu Motorola Edge 40, telefonul care a câștigat premiul pentru cel mai bun mid-range la Gala Connect din acest an. Astăzi însă ne îndreptăm atenția către un alt telefon care depășește puțin segmentul de preț mid-range, încadrându-se cumva în zona aceea dintre mid-range-uri și flagship-uri. Dar hei, seria asta de clipuri se numește Luna Mid-Range, deci facem o mică excepție și îl încadrăm aici. Și da, astăzi vorbim de Huawei Nova 11 Pro, așa cum ai văzut deja din titlu. Producătorul din Shenzhen are un 2023 mai promițător în ceea ce privește smartphone-urile decât anul precedent și rămâne consistent în credința sa din acest segment. Credința pe care a arătat-o de altfel și în ultimii ani, anume că designul poate fi elementul special al unui telefon, acel ceva care să-l scoată în evidență și să-l aducă în buzunarul celor aflați în căutarea unui nou device. Eu sunt Andrei, tu ești la Connect și hai să vedem dacă designul lui Huawei Nova 11 Pro este special enough ca să te pună pe gânduri. Nu este un secret faptul că telefoanele lansate de Huawei în epoca post-servicii Google au fost printre cele mai frumoase de pe piață. Chiar și modelele care ți-ar putea părea mai puțin inspirate din acest punct de vedere au reușit măcar să atragă atenția prin designul ales, iar situația nu se schimbă nici la Nova 11 Pro. Pentru acest telefon, Huawei a mers pe o combinație de culori extrem de sigură și care nu prea dă greș niciodată, negru și auriu. Astfel, inelul din jurul camerei principale strălucește cu un auriu puternic, iar logo-ul Huawei și cel al serii Nova ies în evidență, fiind de asemenea trecute cu auriu. Patra este texturat, având zeci de logo-uri Nova imprimate, un detaliu destul de fin și care îi conferă o notă în plus de eleganță device-ului. Apropo de spate, acesta este din piele ecologică, mat și nu va reține amprente. Sincer, mi se pare că e greu de acoperit cu o husă, tocmai din cauza faptului că este atât de diferit de orice alt device. Sigur, pentru unii acest auriu s-ar putea să fie prea mult, însă personal cred că Nova 11 Pro arată mult mai bine decât predecesorul său, care combina auriul cu argintiul într-un look care ieșea parcă și mai mult în evidență decât acesta. În România mai există și o variantă cu spate tot din piele vegană, dar verde. Ecranul este protejat de sticlă Kunlun, la fel ca flagship-ul Huawei, iar telefonul este destul de ușor, cântărind 188 sau 193 de grame în funcție de variantă. Există și una cu spate din sticlă. Este și un telefon destul de subțire, puțin sub 8 mm grosime, lucru care se potrivește cu look-ul acesta elegant pe care îl are. Insula camerei de pe spate are o protuberanță măricică, fiind realizată cumva în 3 straturi. În cutie găsești toate lucrurile de care ai nevoie atunci când îți iei un telefon nou și pe care ar fi frumos să le găsești și la flagship-urile din ziua de azi. Se aude? Bric de încărcare, cablu aferent și o husă din silicon transparentă, care să-l protejeze puțin până găsești una mai pe placul tău, dacă din nou chiar vrei să-i pui una. Deși, repet, mi se pare puțin prea frumos telefonul acesta pentru a fi acoperit. Huawei Nova 11 Pro vine cu un ecran mare de 6,78 de inch, OLED și cu un miliard de culori. Are o rezoluție de 1200x2652 de pixeli, un pic bizară, dar oferă și certificare HDR10, precum și o rată de refresh de 120 de Hz. Aspectul acesta din urmă ajută în ceea ce privește jocurile, dintre care două sunt preinstalate, lucru care nu pot să spun că e chiar pe placul meu. În orice caz, și navigarea prin meniu este a breeze datorită ecranului rapid. OLED-ul reproduce excelent culorile și pentru clipuri pe YouTube sau un episod din serial favorit de pe Netflix, HBO sau orice altă platformă de streaming ai prefera, o să fii mai mult decât mulțumit cu acest Nova 11 Pro. La interiorul telefonului de astăzi se află un Snapdragon 778G de la Qualcomm, realizat pe 6 nanometri și cu 8 nuclee, ajutat de un Adreno 642L. E o combinație satisfăcătoare pentru majoritatea jocurilor, nu cred că ar trebui să remarci probleme nici titluri mai solicitante și din fericire nici telefonul se încălzește parcă foarte tare. Evident, problema procesorului este alta. Faptul că nu e 5G acest elefant din cameră, Huawei aflându-se încă pe lista de oameni pe care guvernul american nu îi cheamă la ziua lui. Lucrul acesta nu e neapărat o problemă mare. Am menționat și în alte review-uri la telefoanele Huawei din ultimul an, din mai multe motive, tehnologia 5G nefiind încă la nivel de maturitate pe care îl așteptam. Bineînțeles, există posibilitatea ca în următorii ani 5G-ul să devină un must, însă mă îndoiesc că va fi o schimbare atât de bruscă și cred sincer că un telefon 4G te poate servi fără probleme pentru încă vreo 2-3 ani. Combinația de RAM și stocare este destul de simplă, ai la dispoziție 8GB de RAM și posibilitatea de a alege între stocare de 256 sau 512GB. Ambele sunt suficiente pentru un mid-range, în opinia mea, ținând cont că nici camerele nu sunt cele mai bune disponibile pe un device la ora actuală, spațiul pe care îl vor ocupa pozele și videoclipurile fiind și acesta redus. Dacă ai și abonament la un serviciu de cloud, atunci chiar nu o să ai vreo grijă în ceea ce privește acest aspect. Telefonul rulează HarmonyOS 3.0 și vine preinstalat cu o mulțime de aplicații, inclusiv Gbox, cea care îți permite accesul la serviciile Google, mă rog, marea majoritate acestora. Lucru că Android Auto nu merg în continuare, însă eu personal nu conduc, deci n-am nevoie de el. Știu totuși că mulți vor vedea asta ca un impediment. Întrebarea la care încerc să răspund de fiecare dată când testez telefoane Huawei este: m-aș vedea oare folosind acest telefon zilnic fără probleme?
Răspunsul e probabil că nu, pentru că niciun telefon nu funcționează perfect. Lăsând cinismul deoparte, însă cred că aș putea trăi cu un telefon Huawei în 2023. Sigur, unele abonamente pe care le folosesc ar fi ceva mai greu de gestionat pe un device fără servicii Google native, precum abonamentul la YouTube Premium, Disney Plus sau Netflix, dar se găsesc soluții. Principalul aspect este ca respectivul device să și merite asta. Cum am spus, Gbox vine preinstalat pe Huawei Nova 11 Pro, mă rog, ca să fiu mai exact, ai opțiunea de a nu-l instala inițial dacă debifezi o căsuță, dar nu văd de ce ai face asta. E un aspect clar pozitiv pentru că îți permite să găsești ușor toate serviciile Google de care ai nevoie. Partea proastă este că, alături de Gbox, mai vin și alte jocuri și aplicații, iar pe unele dintre ele nu o să vrei să le folosești, precum și alte sugestii pentru aplicații pe care le-ai putea instala, organizate în foldere. Îmi place oarecum ideea asta cu sugestiile pentru că e ceva mai ușor să-ți organizezi aplicațiile. Huawei Nova 11 Pro vine cu două module de cameră pe spate și tot două pe față și mi se pare că producătorul din Shenzhen l-a construit ca un telefon pentru selfie-uri. Pentru că modulul din față este, cel puțin pe cifre, mai bun decât cel de pe spate. Începem însă cu ansamblul principal, alcătuit dintr-un senzor de 50 de megapixeli cu f1.9 și un ultrawide de doar 8 megapixeli cu f2.2. Poate filma la calitate 4K, însă lipsește stabilizarea optică bazându-se doar pe cea electronică. Principala este bună, deși se simte uneori lipsa stabilizării optice, imaginile fiind ceva mai blurry în anumite zone, mai ales dacă încerci să surprinzi repede o scenă. Acuratețea culorilor este însă destul de mare, nuanțele de albastru și verde, spre exemplu, sunt bine reprezentate, iar în ceea ce privește calitatea, nu prea am de ce să mă plâng, sincer. Dynamic range-ul este și el ok, zonele întunecate arată bine, iar tonul general al fotografiilor nu mai are parcă același look Instagram ready pe care Huawei obișnuiește să-l aplice din când în când. Menționez că fotografiile pe care le vei vedea pe ecran pentru acest review sunt făcute fără funcția AI activată. Ultrawide-ul este utilizabil, dar nimic special. Deformarea e acceptabilă, culorile sunt însă destul de diferite față de principală, iar calitatea nu e tocmai cea mai bună, ținând cont că vorbim de o cameră de 8 megapixeli. E genul de cameră cu care îți poți face treaba fără mari bătăi de cap, dar vei folosi mult mai des principala. Pe timp de noapte, Huawei dă dovadă în continuare de o consecvență și o consistență remarcabilă. Huawei Nova 11 Pro vine cu rezultate foarte bune atât pe principală cât și pe ultra-wide. Pentru un mid-range mi se pare că reușește să impresioneze atât timp cât are o sursă de lumină în cadru pe care o poate utiliza și nici nu exagerează, încercând să facă din noapte zi, așa cum mai vedem uneori pe alte telefoane când e vorba de night mode. Există și un mod super macro care se activează automat atunci când ești foarte aproape de un obiect sau pe care îl poți activa tu manual din setările camerei. Surprinde o calitate mare de detalii, deși culorile nu sunt neapărat cele mai precise și, spre surprinderea mea, aș zice că măcar merită încercat. Și modul portret se comportă admirabil, reușind să surprindă majoritatea detaliilor fine ale feței, precum firele de păr sau mici imperfecțiuni. Primești un prompt în care alegi să activezi sau nu modul beauty atunci când intri prima oară în acest mod, în cazul în care preferi tu un aspect mai smooth al feței. Bokeh-ul pe care îl aplică împrejur este unul generos și uneori mai acoperă și o mână sau o bucată mică din corp cu el, dar fața rămâne în general neatinsă, iar tonurile pielii sunt și ele corecte. Pentru selfie-uri, Huawei a introdus pe Nova 11 Pro două camere, una de 8 megapixel cu f2.2 și un modul ultra-wide de 60 de megapixel cu f2.4. Dacă ești șocat de diferența asta, află că nu ești singur și eu mă întrebam de ce au ales chinezii să facă asta. Ce am zis la modul portret se aplică și aici, selfie-ul arată bine și cumva este recomandat să folosești mai degrabă modul ultra-wide din motive evidente, adică cei 60 de megapixeli. Am înțeles motivul pentru care ai acea cameră ultra-wide atât de bună atunci când am ajuns la partea video, acolo unde Huawei a introdus un mod special numit vlog. Special pentru, ce să vezi, vloguri. Poți filma la calitate 4K cu 30fps, iar Huawei clar poziționează Nova 11 Pro ca un smartphone potrivit pentru tinerii care vor să se filmeze și să prindă cât mai mult dintr-o imagine în cadru. Practic majoritatea utilizatorilor de TikTok, probabil. În fine, sunetul și bateria. Primul este puternic, venind din cele două difuzoare stereo ale telefonului, însă pot spune că la acest capitol am găsit mid-range-uri mai bune. Partea bună este că nu sparge, fiind și destul de curat, dar tot aș prefera să folosesc căști în marea majoritatea timpului. Bateria se înscrie în tiparul clasic al Huawei, adică e foarte bună și vine și cu un încărcător pe măsură de 100W disponibil în cutie pentru a încărca 50% din cei 4500 mAh ai telefonului în doar 15 minute, conform Huawei. Cam așa e și în realitate, pe testele noastre, iar bateria rezistă lejer la o zi de utilizare. Huawei Nova 11 Pro este un mid-range solid, cu destul de multe plusuri și minusuri care pot fi trecute cu vederea de un utilizator obișnuit. Problema GMS se rezolvă mai rapid ca până acum. Camerele sunt competente, ecranul este la înălțime și nu doar datorită dimensiunii sale generoase, iar designul îl face să fie poate cel mai frumos mid-range de pe piață. Problema sa principală pentru moment mi se pare prețul, care, așa cum am zis și la începutul review-ului, e un pic prea piperat pentru gusturile mele. Cumva depășește standardul mid-range pe la 3199 de lei pe site-ul Huawei sau la alți retaileri.
La o reducere de genul celei de Black Friday, însă probabil se va găsi pe undeva pe la 2499, poate 2599 de lei, caz în care ar deveni extrem de atractiv pentru mulți oameni. Dacă te gândești că mă înșel, însă aștept să-mi spui asta în secțiunea de comentarii de mai jos. Sunt curios câți din cei care se uită la clipurile noastre o fac de pe un device Huawei. Deci dacă te numeri printre aceștia, poți să ne lași un salut tot la comentarii. Pentru porția zilnică de știri, review-uri și alte materiale din lumea tech, te aștept pe connect.ro. Luna Midrange continuă săptămâna viitoare cu un nou telefon de la un producător diferit și sunt curios dacă poți ghici care e acesta. Până atunci însă, eu am fost Andrei, tu ai fost la Connect, stay safe și pe curând!